bă, așa, corupție, înțelegi, așa de-a mea, nici nu pot să pui, dar... Dar pe ce ai pățit de crezi că e corupție? Doamă, cum, din 2010, acestea au fost cu, cu îngrășămintele minerale, trebuie să ne întoarcă subvenționarea au fost. Și nu ne-au întors, atunci era procurată pe persoană fizică și au fost transferat pe gospodăria țărnească pe ultimul fel. Și am câștigat la prima instanță la Buicani, am câștigat la Curtea Supremă, la Curtea de Apel. Și amui i-au atacat după, au fost în timp de 60 zile și ei au atacat cu 17 zile mai târziu. Și nu vor, că au fost luat titlul executor și nu pot să nu întoarcă bani. Agenția de subvenționare. Și acum mă cheamă iar la Buicani, la prima instanță. O deci Curtea Supremă întors la rejudecare. Nu. Curtea Supremă că nu. Contestează ei. Au făcut contestare. Interesant. Dar mulți bani? 24.000. 17. Din 23.000 ne-au întors 5.000 și 900 asta ne-au întors în 2012. Un an de zile au întârziat. Și 17.000 eu luat facturile și așa au și rămas. Eu am câștigat, trebuie să ne întoarcă, că am plătit 5.600 avocatul și trebuie, am câștigat să ne întoarcă, pentru că ai 17.000 și cheltuieli de judecată, vreo 5.600, 23.000 și 400 de lei. Și nu vor să ne întoarcă. Oho, da, ma ta ești fermier. Da, director gospodării țărănești, Timofei Pula, Vasien Ialuvel. Vasien? Da. Și ce faci? Grâu, porumb? Atunci am cultivat grâu, am obșoi, am avut viță de vie, pe atât, în 2010. Și le vin statul. Ce interes are statul să subvenționeze? Sau el subvenționează pe toți fermierii? Pe toți, da. Din 2011 nu mai e. La pesticide nu mai e dat subvenționare. Au dat la alte, au fost pe alte fronte. Am înțeles, dar atunci legea era valabilă, da, și în baza legii câștigă. Da, în regulamentul din 2010, în august, a fost legea valabilă, când prin hotărâri de guvern, tot a fost valabil. Deci nu prea au grijă de fermieri. Nu au grijă nici. Nu au grijă, numai cu o măjel pe pe. Și dar ce ai de gând, dacă nici executorul nu poate? Ia cam să mă duc pe data de 3, mă cheamă iară la Buicani și îl cheamă și pe executor și pe mine. Și îi contestează. Agenția de subvenționare contestează. Da. Asta în loc să lucrez, în loc am să trebuie să te judeci. Da, mă judec. E adevărat că iarna nu prea lucrează fermierul, dar... Nu prea lucrează, dar tot are de lucru. Pregătirea sămânților, tăcelează, îngrășăminte, tăcelează. Au de lucru.